Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină la Drăguțești, în județul Gorj, acolo unde a avut loc un accident rutier. Din primele informații este vorba despre o victimă neîncarcerată. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat în șanț, lovind un cap de pod. Tamponare și la Târgu Jiu, chiar în centrul orașului, unde o mașină a ajuns în gardul parcului central. În acest caz nu au existat victime.